gândesc la domnul Beligan, mi-aduc aminte de foarte multe lucruri concrete și lecții pe care le-am primit de la dânsul, dar niciodată într-un mod didactic. Lecțiile erau când jucam împreună, când ascultam, de multe ori când nu eram în scenă, cu toate că, de exemplu, Atache, Anchi și Kadir, pe care l-am jucat de foarte multe ori, stăteam în cabină și ascultam, îi ascultam pe cei trei și pe ceilalți, pe Vali Uritescu și Silvia Năstase, din cabină, cu toate că știam textul pe de rost. În ceea ce privește continuitatea mea în teatru, cu toate că știți foarte bine că eu am început cariera în teatru aproape în același timp cu oarece carieră în televiziune și acum multă lume mă știe ăla de la ProTV, cu toate că de fapt nu eram la ProTV, nici nu mai sunt la ProTV, eram la Teatrul Național. Și există câteva povestioare care m-au ținut în continuare în teatru. Se întâmpla în 93, când s-a făcut, domnul Grigore Gonța a montat numele Trandafirului și câțiva dintre actori, adică doi, l-am cam dat peste cap. În primul rând, Claudiu Bleonț, care a plecat la Pintilie, la filmări, la O vară de neuitat, și din timpul repetițiilor și a trebuit să-l schimbe din Adson Melk și l-a schimbat cu Mihai Călin, care a repetat și el puțin și a plecat la pizza, la filmări, la Pepe și Fii. Evident că în momentul în care am anunțat acest lucru, domnul Gonța s-a cam supărat, pentru că deja te lasă actorii cam într-un mod poate lipsit de colegialitate, dar alergând după oarecare glorie pe care ți-o dă filmul, mă rog, pasageră și asta nesemnificativă. Și a fost o discuție puțin contundentă, domnul Beligan fiind de față, și el mi-a luat apărarea. Cine îl cunoaște pe domnul Gonța știe că e cam coleric, se spune hitlerică și așa mai departe. Domnul Beligan a învăluit așa mătăsos și a zis: Grigoriță, dragă, ai, lasă-l că e tânăr și aleargă și ei după glorie, știi cum e la 20 ceva de ani. Și l-am bunat și practic mi-a dat drumul așa, du-te și fă film, pizza, mă rog. Dar în același timp, când să plec, i-am mulțumit și a zis: da, ai grijă că să știi, o carieră serioasă, o carieră adevărată în teatru se face și să nu trădezi teatru. Și lucrul ăsta era în mine, oricum, dar l-a fixat mai mult. Și mai târziu, când făceam televiziune, emisiune de televiziune și câștigam bani mulți, adică de 10-12 ori mai mult decât la teatru, și mi s-a propus să continui, să fac, întotdeauna spuneam: nu, ăsta e un lucru pasager, îl fac de curiozitate, pentru bani, să mă mai și distrez, dar niciodată nu voi renunța la teatru. Și întotdeauna mi-aduceam aminte de vorbele domnului Beligan, de care nu însemnau neapărat de carieră, de construit o carieră, ci că viața artistică adevărată e în teatru, evident. Și apoi, nu numai în Tachia și Cadere, prima oară am jucat într-o piesă regizată de domnul Beligan, o piesă foarte tare, se numea Taking Sides, sau De partea cui ești, în care era vorba de Furtwängler și comisii de denazificare, un spectacol foarte interesant la Sala Atelier, fosta Sala Atelier. Cred că am jucat, amfiteatru. Și cred că am jucat cu domnul Beligan cam de vreo 500 de ori. Pentru că au fost Cotletele cu dumnealui și cu doamna Ileana Stananescu, cu domnul Gheorghe Dinică, Tache, Anchi și Kadir și numele Trandafirului, în care ne sprijineam așa foarte mult unul pe altul. Deci, da, plus turnee, cred că sunt mai mult de 500 de spectacole. Și apoi mergeam într-un tren și eu citeam un text, trebuia să învăț un text. Adică un fel de povestire în care eu trebuia să stau pe un scaun și să vorbesc publicului, să povestesc ceva, timp de 45 de minute. Și eram foarte speriat de chestia asta și învățam textul.
și domnul Bedinea stătea în fața mea. Și așa, curios, cum îl știți, pentru că curiozitatea asta l-a ținut foarte mult în priză, m-a întrebat, ce aveți un text? Da, zic, eu n-aveam chef de vorbă și mi se părea și amuzant să-l stârnesc așa, pentru că știam că n-o să vă opri din întrebat. Zic, da, învăț un text. Și continuam să învăț. După 30 de secunde, ce text? Eu, un american. Și l-am ținut așa până când a tot insistat. Și, ce american? Zic, nu, n-a fost tradus niciodată în România, n-a fost jucat niciodată, o să fie o premieră națională. Dar cine? Și în sfârșit, bref, după vreo 10 întrebări în care m-a pistonat, zic, în sfârșit, eu un american, nu se știe, e Nila Biut. Nila Biut? Cum să nu știu de Nila Biut? Era la curent cu tot ce se, contemporan, cu tot ce se făcea la New York, la Paris, la Londra. Probabil că de acolo, de fapt, cei care știu mai bine latura asta știu că apoi lua drepturile de autor, traducea piesa și era pregătit de a o juca, de a o monta sau de a o pasa altora care sunt interesați de substanța acelei piese. Mă rog, cam sunt puține, nu vreau să nici să mă întind prea mult, dar și el, și Dinică, și Moraru nu ne-au spus niciodată fă așa sau fă altfel. Adică mă ajutau prin modul lor de a juca pe scenă cu mine ca cu un partener egal. Și cred că asta ar trebui să învețe cei de generația mea sau chiar cei mai tineri. Niciodată, niciunul din ei trei nu mi-au dat vreo indicație din asta superioară sau... Și m-a ajutat foarte mult lucrul ăsta. Mă simțeam egal cu ei. Și... cam atât.